Citim versetul 3 și 4. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din atinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Când s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sânta aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desprânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Iisus Hristos. Am spus că cei care aveți Biblia, să deschideți Biblia. Pentru că mai nou, acum foarte mulți umblă cu Biblia pe telefon mobil. Am avut ocazia să văd că în timpul vorbirii, unul să tot lucra la telefon acolo, zic, Doamne, ce ne simțit este cu tânărul ăsta, nu? Da? După aceea cântăm și el tot cu telefonul să juca acolo. Zic, și ea zic, da, mă uit la el așa și mai face jocul. Și asta, nu? Biblia pe calculator, carte, cântarea de cântări, carte de cântări pe calculator, și ține telefonul în buzunar, ce te mai cunoaște că ești creștin sau necreștin dacă n-ai Biblia la tine? Dacă n-ai carte de cântări. Am impresia că fugind de această carte inspirată de Dumnezeu și așa cum este ea scrisă, fugim de niște datorii pe care le avem ca oameni de Dumnezeu. Astăzi, după îmbrăcăminte și după comportament, nu-ți mai dai seama cine e credincios și cine nu e credincios. Dacă mai ales dacă te uită la spate, nu știu. Fete, femei cu părul scurt, bărbați cu părul lung. S-au schimbat foarte mult valorile creștinismului, s-au amestecat pe lumea și a ieșit ceea ce vedem și ceea ce auzim în fiecare zi. Aici Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să luptăm pentru credință. Cum să poți să lupți pentru credință? Și uitați-vă dumneavoastră că scrie care a fost dată Sfinților o dată pentru totdeauna. Aici nu e vorba de o dată ca niciodată, ci o dată și pentru totdeauna. Înseamnă că asta nu se schimbă. Tot ce este nou lângă acest dar al lui Dumnezeu este din Duhul lui Anticrist. Și dacă este ceva nou, nu ne interesează. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe tânărul Timotei, păstrează credința și un cuget curat. Credința fără cuget curat, aceea nu e credința adevărată și nu e credință de preț. Credința de la nivelul minții nu dă mântuirea. Credința din inimă aduce mântuirea. Dar ca să crezi din inima ta, adică din centrul ființei tale, aceasta înseamnă să te lași descoperit înaintea lui Dumnezeu ca să-ți scoată mizeria din inimă. Cine vrea să urmeze pe Domnul Hristos fără o pocăință și o naștere din nou, reală, acela vrea să pună petic nou la haină veche și vrea să pună vin nou în burducuri vechi. Bucuria mântuirii nu poate să nășuiască
decât într-o inimă pocăită și care crede în Domnul Iisus Hristos cu adevărat. Nicăieri nu scrie că din minte ies izvoarele vieții. Dar scrie, din inimă ies izvoarele vieții. Păzește-o! Păzește mai mult ca orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Cuvântul vorbește de o credință de preț. Unde scrie așa ceva? Pentru cei care au primit o credință de același preț cu a noastră, spune Petru, în Cuvântul lui Dumnezeu se vorbește despre o credință neprefăcută. Cuvântul Dumnezeu nu mai arată că fără credință este cu neputință să fim plătuți lui Dumnezeu. De ce insist atât de mult să luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților atât pentru totdeauna? Pentru că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sânta aceasta. Oameni neevlavioși, adică nu sunt mulțumiți cu Dumnezeu, care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Apostații denaturează libertatea creștină în libertinism și libertate de a păcătui. Și aceasta este generală cu toată fața Pământului. Tăgăduiesc mântuirea prin credință și domnia Domnului Iisus Hristos. Și au inventat un Hristos liberal sau neortodox, dezbrăcat de slavă și gloria lui Dumnezeu. În prima epistolă către Timotei se atenționează asupra purtării ca oameni credincioși pe pământul acesta și vorbește despre niște oameni care s-au depărtat de la credință. Dacă vreți să căutați, în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 6 și 7, despre niște oameni naufragiați de la credință, în 1 Timotei 1, 19, despre lepădare de credință, în 1 Timotei 4, 1, aceasta este o influență satanică, simulează o formă de evlavie, dar în spatele ei este un eu îmbrăcat în hainele diavolului. Un eu care nu este răstignit. Are o vorbire foarte melodioasă, liniștită, parcă vorbește numai vârful limbii, și în spate este jale. În 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, vorbește despre o lepădare de credință. Și cine crezi că sunt oamenii aceștia lepădați de credință? Cei care nu crezesc de părinții lor. Dacă nu are cineva grijă de ai săi, este lepădat de la credință. În 1 Timotei, capitolul 6, despre niște oameni care rătăcesc de la credință și aceștia se duc după bani. Bani, bani, bani. Mamona, mamona, mamona. Sunt niște lucruri foarte serioase, foarte drastice.
Aici nu este o fi, nu fi, nu este o filozofie omenească, este o cale a lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos, cu gura lui, ne-a spus, puțin sunt cei ce o află. Eram de vorbă cu unul din bătrânii adunării de aici, care a plecat la Domnul Hristos prin 1967. Stăteam cu o piatră cu dânsul și când deschideam multe lucruri așa, și la un moment dat a suspinat adânc și zice, mă, băie, o să vină vremea descoperirii lor. Da, la vârsta aceea, zic, ce să mai descoperi? Sunt cunoscute continentele, ce mai este, are ceva pământ? Nu. Noi ne bucurăm că este adunarea plină. Dar o să vezi tu că nu toți sunt credincioși. Și am văzut că nu toți au fost credincioși. Sunt bărbați, sunt femei, care după ce ani de zile, sau chiar 20 de ani, au părăsit pe Domnul Hristos înșelați de anumite lucruri de pe pământul acesta. Eu vă spun lucrul acesta ca să vă îmbrăcați cu o teamă sfântă. Dumnezeu nu stă cu un bici în mână ca să trăznească pe toți care păcătuiesc și gândesc urât sau au o voință contrară voii lui Dumnezeu. Mai degrabă, o teamă prin care să nu-L supărăm cu felul nostru de a fi. Stăteam de vorbă cu fratele Ionel Vodros într-una din zilele trecute. Noi, ca mișcare creștină, trăim să vedem a patra generație de când se vestește Evanghelia și de când a început această biserică în România. Se petrece un fenomen foarte ciudat. În toate domeniile. Prima generație este generație de sacrificiu. Este o generație de dăruire. Și aceștia, cei mai mulți din dumneavoastră, cunoașteți bărbații care au fost în țara noastră, prin care a lucrat Dumnezeu și a dat o linie mișcării acesteia, prin care mulți au căpătat mântuirea, viața veșnică, prin credința în Domnul Hristos și s-a dus în cer. Urmează a doua generație, este generația de compromis. Adică creștini care au făcut compromisuri în viața lor, s-a stricat mărturia Evangheliei. Urmează, după aceea, a treia generație, este generația de convert. Noi nu ne mirăm de tot ceea ce vedem, de tot ceea ce auzim, de tot ceea ce trăim. Vrem numai să atenționăm pe cei care au plecat alături, mânați de fel de fel de lucruri, să meargă pe drumul drept. Dacă cuiva vorbești, mai ales tinerilor, că în mișcarea noastră creștină este vorba de o disciplină, de o rânduială, uite așa trebuie să se îmbrace femeile, uite așa trebuie să poarte femeile, uite așa trebuie să poarte bărbații. Sunt oameni din aceștia cu sămânța de reveliune în ei, care încep să spună tradiție, tradiție, tradiție. Iubiților, mișcarea aceasta creștină a căpătat niște valori descoperite de Dumnezeu. La început, dacă ai fi întrebat pe
fratele Tudor Popescu sau pe Dumitru Cornilescu, cum trebuie să ne îmbrăcăm, cum trebuie să ne purtăm, poate că n-au știut nici dânsii. Dar apărând problemele, rând pe rând, au primit de la Dumnezeu anumită lumină pentru situațiile care s-au creat în biserică. Așa au fost luminați de Duhul lui Dumnezeu. Îmi pun această întrebare. De ce pe parcurs se nasc tot felul de nemulțumiri, tot felul de cârtiri, tot felul de întrebări? Când te duci în armată, care ți este poziția? Trebuie să te supui la regulamentul care este acolo. Tu nu ai niciun drept să spui, domnule, nu-mi place să mă scot dimineața. Nu-mi place să mă bag în noroi, nu-mi place. Du-te de acasă dacă nu-ți place. Dar numai că nu te duci acasă. Te duci la carcer. Vedeți dumneavoastră, lucrurile acestea care ni s-a părut că și Duhul lui Dumnezeu a fost de acord cu ele, aceste lucruri trebuie păstrate. Când un om umblă după bani și după înapoțire, aceștia sunt spinii din pilda semănătorului. Spinii din pilda semănătorului. E ceva foarte interesant acolo. Acum, săptămâna aceasta, am descoperit în Evanghelia după Luca că spune că sămânța care a căzut între spini crește împreună cu spinii. Dar spinii cresc mai repede și o năbușesc. Ați înțeles până acum? Ce înfățișează lucrul acesta? Dacă cineva nu spune că s-a întors la Dumnezeu, și n-are o viață schimbată. Într-una din zile, spinii păcatului năbușe sămânța aceasta care a fost aruncată între spini. Și ajungi, spune Domnul Hristos, griji, îngrijorările vieții acestea și plăcerea multor lucruri înăbușe sămânța și ajunge neroditoare. Mai sunt o serie de oameni care, după ce au părăsit calea aceasta pe care mergem, umblă și caută să răstoarne credința altora. La 2 Timotei, capitolul 2, versetul 18. Oamenii aceștia au niște discursuri foarte influente, seamănă confuzie. Poziția noastră este aceasta. Ferește-te, depărtează-te, curățește-te, fugi de poftele tinereții. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Spune Apostolul Iacov, credința fără fapte este moartă. S-a amintit aici ceva despre nașterea din nou. Cum se naște cineva din nou? O să spuneți pocăință și credință. Asta l-au auzit mereu. Dar Domnul Iisus Hristos spune accentul pe ceva pe care mulți dintre voi nici nu-l cunoașteți. Dacă nu se naște cineva din Duh și din apă, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este Cel care produce și pocăința, produce și nașterea din nou. Mulți se neglijează pe Duhul lui Dumnezeu. Și noi trăim astăzi și suntem ocrotiți pentru că Duhul lui Dumnezeu încă este pe pământ cu biserica. În viața Domnului Iisus Hristos îl vedem foarte des pe Duhul lui Dumnezeu. Și dacă eu sunt contrat și cu Duhul lui Dumnezeu,
Înseamnă că ea a public, acolo este Dumnezeu. Iar când Domnul Hristos a fost botezat, Duhul Dumnezeu a venit peste el. Și scrie cuvântul că Duhul l-a dus în pustie ca să fie ispitit. Duhul lui Dumnezeu este a treia persoană din Dumnezeire. Vechiul Testament ne descoperă pe Dumnezeu Tatăl. Noul Testament îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, care vine și locuiește printre noi. Duhul lui Dumnezeu vine și locuiește în noi. E foarte însemnat. Și avem niște datorii sfinte în comportamentul nostru față de Duhul lui Dumnezeu. Îl cunoașteți pe Duhul lui Dumnezeu? Nașterea din nou se face prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu produce nașterea din nou. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este al lui, spune cuvântul Dumnezeu foarte clar. Tot ce este creștin este dat la o parte. Și acum îmi deschid inima față de voi. Uitați-vă dumneavoastră cum înșeală. Am fost săptămâna trecută într-o adunare, vinerea seara, în care vreo 13 tinere și vreo 2 tineri au venit să exerseze cântări creștine. Și m-am dus să stau. Am cântat cu ei o bancă separată. Și cum obișnuiți să te curgă? Păi zice, ne întâlnim și începem să cântăm. Și mai departe, pe până mai ne rugăm și plecăm acasă. Când au terminat de cântat, una din ele a zis să ne rugăm. Din care din voi aveți vrea să vă rugați, că toate sunt descoperite. Stând în picioare, liniște mormântată. Duhul Dumnezeu vorbește. A avut și una vrea să se roage. M-am rugat eu și am plecat acasă. Iubiților, a stat cu capul acoperit la rugăciune, la adunare, este o lege creștinească. Citiți cu atenție în 1 Corinteni, capitolul 7, capitolul 11 și veți găsi o grămadă de lucruri acolo. Cum înșeală diavolul pe tinerele noastre? La început era batit frumos. Uite, sunt câteva aici, am batit frumos. Formă face mai mic baticul, e o bandă pe cap. După banda asta, mai trece un timp, punem o șire. Stați-o, pe cine ai mințit, domnul? Billy Graham a ținut o predică despre femeia în adunare, arătând adevărurile din Scriptură. La sfârșitul adunării, niște frați s-au dus la el și au spus, frate, nu te supăra, vrei să ne duci în urmă cu 100 de ani? Dar el și ce a zis? Nu. Vreau să mă duc, să mă duc în urmă cu 2000 de ani. Înțelegeți dumneavoastră ce vă spun? Și apoi, hai să mai spun ceva, să mă descrețesc. Am umblat, mulțumesc Dumnezeu, că timpul ăsta am făcut foarte multe vizite. Într-o familie, cineva m-a tratat la masă,
eram singur cu credincioasa aceea, pentru că ceilalți muncaseră și stăteau într-o cameră altora. Și am mâncat de la foame. Ciorbă. Felul 2, niște fondulițe cu brânză făcută la cuptor. Oh, ce bună e! Da? O să mă uit de fără acolo. Și când îl trag, nu se mai termină. Dar avea cu el din loc în loc fundurițe din acelea, în timpul coptului, s-a lipit brânza și parcă era o ață cu mărgele. Dânsa, hai, repede să mă ia capăt. Nu, stai așa. Când mai nu pește ceva și cu oase, te plică o parte. Am pus și o dată parte și am mâncat mai departe. Bun, brand. Poate învățare pentru tinerii care se vor căsători. Se poate întâmpla să găsiți vreodată un fir de fără în mâncare. La un restaurant a servit o supă și în timp ce mânca, iese ceva cu lingura, nu se mai termină. Păi, ce se facă? El crește un pic. Vine chelnița la el. S-a întâmplat ceva domnul. Nu, zice, văd că aveți un păr foarte frumos. Desplătit așa cum ea. Și așa de, aș dori să îl iau să-l pun într-o ramă. Nu m-am zis la mea să nu mai ajungă. Vedeți dumneavoastră, eu nu țin minte mama mea și alte credincioase bătrâne, așa le-am cunoscut și așa au murit, cu timpul pe mea. Voi o să ziceți, nu e bine. Cuvântul Dumnezeu vorbește și de părul și cum îl îngrijiți. Mai ales că s-a spus când de cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu, spuneau credincioase odată că avea așa dezordonat părul, mai grup, mai scurt, mai zice și bărbatul a luat foarte greu să-l bate de... Ce frate a simțit că să bate inima în mine. N-am pomenit așa ceva, dar n-am avut ce face. Un alt lucru este pietatea în adunare. Țineți cont de prezența lui Dumnezeu. De multe ori, creștinii sau credincioși sau bărbați s-au apucă și discută. Și unde a fost, ce a fost. A fost într-o biserică și la intrare scrie așa. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Și pe partea cealaltă scrie așa. Du-te și să nu mai păcătești. Iubiților, aici este și spital și maternitate. Și pentru că a venit vorba de nașterea din nou, care se aseamănă foarte mult cu o naștere naturală, atunci dumneavoastră că atunci când femeia este în durere de naștere, cel care o asistă își pregătește ori o farfecă, ori un bisturiu. Ce face? Îi taie cordonul umbilical. S-a terminat cu locul în care am fost până acum. A început o nouă viață. Și noi cântăm. S-a isprăvit, acum eu sunt al Domnului și El al meu. S-a isprăvit și la voi. Nu vă jucați. Când Domnul Iisus Hristos lucrează prin Duhul Lui nașterea din nou, toate se schimbă, spune cuvântul meu, toate se fac noi. Dacă vreți să mențineți apucăturile omului vechi, mergeți un 10 ani, 12 ani și după aceea
părăsiți. Duhul Dumnezeu nu mai lucrează. Vă înconjoară oamenii din jur, femei, prietene. Dumnezeu, dacă nu s-a tăiat buricul, s-a terminat cu prietenii care ați avut în lume până atunci. Înțelegeți lucrul acesta? Credinciosul care are Duhul lui Dumnezeu nu-și mai găsește locul între oamenii lumii acesteia. E adevărat că el are pe inimă mântuirea tuturor, dar nu mai face ce-a făcut până atunci. Liniștea în casa Domnului. Toți avem această obligație să lăsăm afară, așa și spunem, ușa închisă, orice trude, noi afară le lăsăm. Dar înăuntru, propria iubire ne unește într-un gând. Îmbrăcămintea în casa Domnului sunt iarăși lucruri care trebuiesc păzite. Aici n-are ce căuta farturile, n-are ce căuta surimănelile sau alte lucruri de felul acesta. Sunt fete tinere de 12-14 ani care umblă mereu cu mugurelul la mână și de tot duce. Și ochii făcând cu asta, eu n-am dat niciodată și văd că nu s-a crăpat buzele și este foarte bine. Și asta, și cele care râdeți acum, voi aveți de la transparent pe unghi. Cui vreți să împliți? La cine vreți să arătați? Pe cine vreți să cuceriți cu treburile astea? Sunt obiceiuri împrumutate din lume! Am făcut vizite la tinere pe care le-am cunoscut aici în România. Sunt de fapt în America. Unghiile roșii la picioare, unghiile roșii la... Doamne și orice, doamne! A dat examen pentru ca să predea religia, școli, emoții. Și uite ce, pe aici nu ne vede nimeni. Mulți nu căută adunările românești să ducă frații americani. Pe mine ce înțelege acolo? Bă, zice, nu mă întreabă nimeni de nimeni. De-aia nu-și acolo. Dorința de întâietate. Câtă distrugere face în adunările lui Dumnezeu. Adunările pentru care Domnul Hristos a dat viață. Lupte nesfârșite. Influențe peste influențe. Nu ne temem de Dumnezeu. Credința fără fapte este moartă. Ați adus o orgă în adunare. Nu mă rec, dar rămâneți atât. Fratele Pii Popovici a fost într-o adunare de-a lor și sunt bucurat că o să găsească Evanghelia acolo, dar până atunci programul ăsta artistic. Dom'le, și ca să-l impresioneze, a început tromboanele, a început viori, mai știu eu ce alte instrumente, și odată când a început tobele, fratele Pit Popovici, a început să-i culpe sânge de la orientea stângă, i-a spart din pac. Așa? Ce Dumnezeu acolo? Și limpede dacă e ban cu tremurul de pământ, ban foc, ban aia... Vă place dumneavoastră gălăgia asta lumească care este pătrun și peste tot? Nu este Dumnezeu. Ne arătați că sunteți îngerii lui Dumnezeu și oamenii neprigăriți. Controlați-vă ținuta. Sunt creștine pe care niciodată nu le-am adus în minte. Vorbiți și aici? Sunt creștini care nu le-am adus în minte. Ce se întâmplă? Cuvântul Dumnezeu este foarte clar.
Lumina este semănată pentru cel, cum spune, neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Psalmul 97, găsiți lucrul acesta. Gata, ai pus diagnosticul. N-are inima curată. E, dar nu se bucură. Diavolul nu suportă să vadă pe un creștin că se bucură. Îi place să-i vadă îmbufnați, îi place să-i vadă nervoși, că dau cu pumnul în masă și își fac dreptate cu puterea limbii. Duhul Dumnezeu s-a întristat din vedere de oameni ai lui Dumnezeu. Iubiților, acum hai să vedem împreună de ce spune luptați pentru credință. Credință care a fost dată Sfinților o dată pentru totdeauna. Cum putem să luptăm pentru credință? V-ați gândit? Acum de într-o dimineață stăteam și cugetam asupra unui verset din Cuvântul Dumnezeu care zice fă-mă să aud bunătatea ta. Cum vine asta, nu? Bunătatea Dumnezeu se vede. Bunătatea Dumnezeu o trăim. Dar fă-mă să aud bunătatea ta. Cum o veni? V-ați gândit o dată? Și când mă gândeam așa, că făceam liniște în sufletul meu, bineînțeles că celălalt din casă nu se scurasă. Aud, apară picături de ploaie. Eu mă rugam de două ori de zile pentru așa ceva. Bunătatea lui Dumnezeu. Ei, uite că aud bunătatea lui Dumnezeu. Dar poate că dumneavoastră o să te vădați altă lumină în privința aceasta. Cum putem lupta pentru credință? În primul și în primul rând, ce putem să facem ca să luptăm pentru credință? Hai, comunicați. Ce putem să facem? Să punem Cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc în inima noastră, în mintea noastră, în lucrările noastre, în ziua și noaptea. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din mijlocul voi. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. În ziua de astăzi sunt creștini care nu mai citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, pe asta e o mare nenorocire. Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează și ne limpezesc gândurile. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este lumina. Cuvântul lui Dumnezeu este toiac. Cuvântul lui Dumnezeu este sabie. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Dimineața, înainte de orice lucru, trebuie citit cu rumegare Cuvântul lui Dumnezeu. Puneți-l la loc de cinste. Eu mă uit așa la mulți tineri și tinere debusolați care merg într-o parte și alta în aplicații să găsească un geam, un servici, nu găsesc. Vin acasă, să duce în altă parte, umblă pe net și își face rezumeul și peste. N-au servici. Doamne, frate, n-are servici. Să duce la capătul pământului, că poate o găsim un serviciu acolo. Dar eu vă spun, dacă aș fi ca voi, și ce aș face? Aș depune rezumeul. Și până când Dumnezeu îmi va rezolva situația, aș face vizite, aș citi din Cuvântul Dumnezeu, aș stărui în rugăciune, aș spune zile de post,
Uitați-vă dumneavoastră, am vizitat pe cineva, o familie, care avea mai mulți copii, am bătut acolo, am bătut, nu există nimeni. Vă spune și la un moment dat vine o tânără, somnoroasă, ziua la ora 11 de mate. Ce faci? Păi zice, mi-a promis cineva că ar fi un loc de misiune în Craiova. Și până îți vine misiunea aia ceva. Dor de te umfli. Poți așa ceva? Poți așa ceva? Am cunoscut un credincios care n-avea servicii. Și acolo când ai servicii, îți vine de moartea, că te dă afară din casă. Dacă nu mai ai cum să plătești. Și să Tuiași a fost frate, zice, nu cred că există întreprindere aici, în zona asta, în care să nu fi depus rezumeul, adică CV-ul. Taicăsul venea la adunare și simțea vreme lui, deși el avea 85 de ani. Și zice, Doamne Iisuse, dă serviciu Petru. Vin înaintea ta ca un țigan. Nu ne-a lăsat să ne dea afară din casă. A trecut o săptămână și se pomenește cu un telefon. Dar o întreprindere care nici nu pusese acolo CV-ul. Nici nu pusese acolo. Vezi cât te sfânărești. Cine are Dumnezeu geabă aici pentru voi? E imposibil. Faceți-vă timp pentru părtășia și legătura cu Domnul Hristos. Altfel nu reușiți în viață. Puneți voi înaintea carului. Nu puneți carul înaintea voilor. Noi ne ducem și spunem lui Dumnezeu greutățile noastre. Să punem pe Dumnezeu în fața greutăților noastre. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprigănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Credeți lucrul ăsta? E scris aici în cuvântul lui Dumnezeu. Câte duhuri înșelătoare umblă din loc în loc. Am fost la o familie, iarăși, cu mai mulți copii, nu știu dacă mai sunt vreo doi necăsătoriți, și întreb. Cu tare-i căsătorit? Da, cu tare-i căsătorit. Cu tare-i căsătorit? Da, cu tare-i căsătorit. Îi cunoștea. Dar am întrebat de un anum. De cât timp e căsătorit? Și de 5 ani. Are copii? Nu, nu are. Păi de ce? Păi, frate, nevasta studiază. Zic, de asta e Biblia mea. Arată-mi de aici că atâta timp cât studiază, n-are voie să aibă copii. Te rog să-mi arăți. Nu vă jucați. Dumnezeu nu se lasă să fie patrucurit. Metode lumești în casele unde e cheva numele lui Dumnezeu, n-are ce căuta. De-aia nu e binecuvântare. Puneți-mă la încercare, spune Dumnezeu, și veți vedea! Curățește-te, păzește-te, fugi! Ne îndeamnă cuvântul meu de tot ceea ce este lumesc, de tot ceea ce este drăgesc. Și veți vedea cum se face loc slabei lui Dumnezeu în viața noastră. A doilea lucru pe care trebuie să, prin care putem să luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților, odată pentru totdeauna, și nu mai este altă cale, este stăvința rugăciune. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă citiți Evanghelia după Luca, aproape în fiecare capitol îl găsiți pe Domnul Hristos înaintea lui Dumnezeu. Să stai de vorbă cu El. Chiar dacă nu avea ceva special de spus, să stea de vorbă cu El. Voia lui Dumnezeu se imprimă tot mai mult stând de vorbă cu El. Al treilea lucru care ne dă putere ca să luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților, roată pentru stăluiți în legătura frățească.
Legătura frățească, în felul în care era manifestată în faptele apostolilor, era puterea care atrăgea suflete la Domnul Iisus Hristos. Când frate să iubesc, oameni din jur vin la Domnul Iisus Hristos, vin la Evanghelie. Spunea Domnul Iisus Hristos, Tată, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie în timp desăvârșit una, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Nu este nicio altă putere de mărturie în fața lumii decât această legătură sinceră, curată, sfântă cu Domnul Iisus Hristos. Am venit toată aici la Păiești și văd adunarea Domnului. Numai locuri goale. Ce se întâmplă? Aaa, frate, zice, sunt la cort. De așa a doua zi tot la cort, și a treia zi tot la cort, și a patra zi tot la cort. Stăteam de vorbă cu un frate de aici și spunea aici, frate, eu am impresia că în localitățile unde ne ducem cu cortul și numele Domnului Iisus Hristos este batjocorit, adică credincioșii localnici au făcut compromisuri, nu se mai întoarce nimeni la Dumnezeu acolo. Și așa e. Și așa e. Iubiților, am spus lucrurile acestea cu durere. Le-am spus pentru că mă cercetez și eu. Am fost tânăr și sunt tânăr. Și nu vreau să-mi sfârșesc altfel în călătoria decât numai prin credință. Tot ceea ce i-a dat bucurie Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta a fost când găsea oamenii credinței. Se bucura în Duhul lui. Tată, cum ai spus aceste lucruri de ce înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit prorocilor? Tu mă să binecuvintezi adunarea cu creștini care să dorească să se facă copilași, pentru că astfel să putem să avem parte de El o veșnicie întreagă. Domnul să vă binecuvinteze pe toți cu o dorință cerească de a sluji pe Domnul Hristos câte zile va avea de trăit pe pământul acesta. Amin. Amin.